Eu i-am dat drumul, să știi. Și ne vedem chiar noi, da? Răzvan, mă vezi pe mine și pe fată, da? Da, da, da. Ok. Așa. Îmi spui când e, cu negativul, da? Îmi dau drumul și... Intrăm direct cu melodie? Intrăm direct cu melodie? Ok. Baladă? Cu ce vrea? Suntem în direct. Deja suntem live pe Facebook. Intră tu și zici... Intră eu? Da, și după aia... Spui tu când e ca să... Cu negativ? Da. Vrea cu dată Ionă negativ să intre. Cu negativul dată Ionă vrea. Și acel negativ merge la toate melodiile sau doar la una? Doar la una și restul. Bun, și restul le cântă la seara așa, pe normal. Cât mai avem? Un minut. După data Ioane cântă o singură melodie la început? Două, poate să cântă. Și după data Ioane ce mai cântă? Să ne salutăm întâi privitorii de pe Facebook. Bună ziua, dragii mei! Suntem în direct la Radio Smart FM 107,3 pe frecvența binecunoscută Radio Emoție Smart FM. În studioul Smart FM la București astăzi se află un copil minunat, se numește Daria. Bine ai venit, Daria! Bine v-am găsit! Este a doua oară în studioul nostru și bănuim că nu mai are deloc, deloc emoții. Bineînțeles. Bineînțeles, da? Întrebăm la tehnic câte minute mai avem până intrăm pe 107,3? 30 de secunde. În 30 de secunde intrăm, ne punem căștile și ne luăm zborul, Daria. Suntem la Povești de succes din România, Radio Smart FM 107,3. Maria Liliana Oșca, ca în fiecare sâmbătă, invitata prea frumoasă și talentată de astăzi este micuța Daria. Bine ai venit, Daria! Bine v-am găsit! Și dacă ne vedeți îmbrăcate așa frumos, motivul este unul singur. Invitata mea de astăzi are o voce minunată și nu cântă orice fel de muzică, ci și-a ales drumul către muzica populară. De aceea am încercat să fiu în ton cu ea și mi-am pus o cămașă nu neapărat oltenească, ca să intru așa direct în miezul problemei. Invitata mea, Daria, are 12 ani. Și sunt în clasa 5-a. Ești în clasa 5-a și ești din ce zonă din România? Olt. Din Oltenia. Cămașa ta este oltenească? Da. Ne poți spune ceva despre cămașă? Am primit-o de la mătușă, de la Dăbuleni, mai exact. De și, la Dolj. Da. Doljul, acea parte, Dăbuleni, făcea parte înainte din Oltenia. Din județul? Olt. Nu, din județul Roma? Nați. Din județul Roma Nați, da? Înainte, organizarea administrativ-teritorială era tot pe județe, dar județele erau împărțite altfel. Vechea denumire a județului Olt era Romanat și cuprindea ceva comune și sate importante din județul actualmente, din județul Dolj, printre care probabil și Amărăștiu era prins la Romanat, Dăbuleniu, zona de care ne vorbești, foarte frumoasă și cămașa ta. Eu recunosc că cămașa mea nu este oltenească, de asemenea vin din aceea zonă folclorică din Olt și acesta este lucru care ne-a unit cumva cu invitata mea. Daria, vreau să te prezint așa în felul meu. Oamenii deja te văd live pe pagina de Facebook, dar te și aud, așa cum am spus, pe frecvența 107,3 și ne pot asculta de oriunde pe www.smartfm.ro live. O vedeți? Este zâmbitoare, suavă și liniștită, mai liniștită decât mine, frumoasă și am să vă convinc că are și o voce care te lasă fără cuvinte. Bineînțeles, vă las să o ascultați. Daria, ce piesă ne vei interpreta? Dadă Ioana, dadă Ioana. Te ascultăm, draga mea.
Răzvan, mai tare, negativ. Dada Ioana, Dada Ioana, nu știi tu vreo buruiană. Dada Ioana, Dada Ioana, nu știi tu vreo buruiană. Nu știi tu vreo buruiană, să mă lecuiești de-o boală, că mi-a cuprins inima și eu nu mai pot scăpa. Nu știu, dadă, de de-a ști, de boală te-aș lecui, of. Nu știu, dadă, de de-a ști, de boală te-aș lecui, măi. Zile n-ai mai pătimi, nopțile le-ai odihni. Nu te-ai pălit din picioare, cum se pălește o floare. Nicoc de Viorea, o putere de-aș avea, măi. O putere de-aș avea, numai ochii ți-aș lua, măi. Și-aș lega într-un tulpan cu un fir de maghiaran și-aș pune la păstrare să nu-i vadă oricare. Ia spălam vie ce sară cu apă din cinci zoară. Ia spălam vie ce sară cu apă din cinci zoară. Le-aș pune pe tămâioară, i-aș pune la inimioară. I-aș pune la inimioară și m-aș lecui de boală. Că n-am boală să bolesc și am boală să iubesc. Și de-o iubi ce-mi-o place, n-are nimeni ce-mi face. Suntem la povești de succes din România. Deși are doar 12 ani, cred că v-am convins că este o poveste de succes. Ce ne cânti în continuare, Daria? O să vă cânt Pe malul Oltețului. Te ascultăm, draga mea. Pe malul Oltețului, făgui casă dorului, măi. Pe malul Oltețului, făgui casă dorului, măi. Sub o sancie pletoasă, de nicuța-l meu aleasă neică, niculiță la umbriță deasă. Câtă vreme ne-am iubit, sancia am bobocit, măi. Câtă vreme ne-am iubit, sancia am bobocit, măi. Și Oltețul val cu val ne cânta sara la mal, neică, niculiță, și noi ne iubeam. De când neică ai plecat, Oltețul s-a tulburat, măi. De când neică ai plecat, Oltețul s-a tulburat, măi. Și micuța sălcioară plânge ca o surioară, neică, niculiță, dacă nu vii iară. Ciocârlie, ciocârlie, spune-i lui Nica să vie. Ciocârlie, ciocârlie, spune-i lui Nica să vie. Oare neică, niculiță, că l-aștept de-o vară. Spune-i să se întoarcă iară la micuța sălcioară, neică, niculiță, că l-aștept de-o vară. La vârsta la care alți copii poate încă se joacă, Daria noastră stă cu minte și repetă ore întregi, este un sacrificiu, bineînțeles,
însă eu cred că viața a răsplătit-o, a înzestrat-o cu această voce minunată. Daria, așa cum spuneam, are 12 ani, este din județul Olt, este elevă în clasa a 5-a. A 5-a. Și v-am spus că Daria a mai fost în studioul Smart FM și ne-a încântat pur și simplu cu vocea ei. Draga noastră Daria, ce mi-ai făcut din timpul în care nu ne-am mai văzut, în timpul ăsta? Pe la școală, pe la diferite evenimente, pe la concursuri, festivaluri. Să înțeleagă toată lumea că urmezi cursurile unei școli normale. Da. Și te lupți ca toți copiii cu limba română, cu matematică, istorie, geografie, tot ce înseamnă școală. Școală. Și cum te descurci, Daria? Mă descurc destul de bine. Îmi place foarte mult școala și abia aștept să vină vacanța totuși. Să vină vacanța ca orice copil. Da. Să vină vacanța mare. Și îți faci timp și mergi și la lecții de pentru muzică populară la canto? Da, îmi fac timp în fiecare săptămână. O zi în care să pot ajunge la canto. Continui cu aceeași profesoară de care noi știam? Da. Ne amintim cum o cheamă pe doamna, să o reamintim ascultătorul nostru, cine este doamna care te pregătește? Mă pregătește Mirela Duță din Craiova, de la Liceul de Arte. De la Liceul de Arte. Al câtelea ani de când ești la dânsa este? Este, cred că, al treilea an. Da, al treilea an este. De trei ani și ți-a confirmat că ar fi bine să mergi către muzica populară. Da. Știi de ce întreb asta? Pentru că ești micuță, ești încă o copilă și tinerii, în general, copiii și tinerii preferă muzica ușoară, muzica rock, știu eu, pop. Totuși, tu te îndrezi către muzica populară. Simți tu, Daria, că ăsta este drumul tău? Da, simt asta pentru că, nu știu, am un dar pe care trebuie să-l cultiv. Simți că ți se potrivește mai bine decât muzica ușoară? Da. Pentru că noi știm povestea ta, ai încercat și ai cântat și muzică ușoară, da? Da. La ce vârstă se întâmplă asta? Pe la 4 ani. La vârsta aceasta am urcat pe scenă. La 4 ani ai urcat pe scenă și ai interpretat o melodie de muzică ușoară. De muzică ușoară. Și când ai interpretat prima oară pe o scenă o piesă de muzică populară, la ce vârstă? Cred că pe la vârsta de 7 ani. Unde se întâmplă asta, ți-amintești? Tot prin Caracal. La Caracal. Ești elevă la ce școală la Caracal? Școala Nicolae Titulescu. Anunțăm că Daria este elevă la Școala Nicolae Titulescu din Caracal, clasa a 5-a. Acolo s-a și manifestat pentru prima oară pe scenă. Ai avut emoții? Simți ce era să fiu, cred că da. Dar acum mai ai, astăzi, aici ai emoții? Nu. Te simți ok la Smart FM, da? Foarte. Foarte. Bun, continuăm cu povestea ta. Poate o parte din ascultători ne reaud, dar poate altă parte nu te-au cunoscut, de asta repetăm unele lucruri. Da. Pentru tine sunt foarte cunoscute că este povestea vieții tale, dar pentru că ești un copil care a ieșit deja la rampă, ești un exemplu pentru alți copii și atunci o spunem așa frumos. Poți să ne spui acum, pentru că tot faci pregătire în domeniu, participi la diverse concursuri și este normal, premiile contează la un moment dat și îți dau probabil elanul de a merge înainte. Ce premii ai mai câștigat de când nu ne-am văzut? De când nu ne-am mai văzut, am câștigat în această primăvară un premiu special de dor de primăvară. Am fost cea mai mică din festival. Ce festival, Daria? De dor de primăvară. Dor de primăvară, da? Și unde s-a întâmplat festivalul? La Caracal, a fost un festival internațional. Participanți de diverse vârste și ai fost cea mai mică. Mezina festivalului, da? Da. A contat faptul că e cea mai mică sau i-ai impresionat printr-o interpretare? Cu ce melodie ai câștigat acest loc? Pe malul asta e Hora Neamului și ca și doină, Răscoala de la 907. Păi poate că ar fi bine să ne și interpretezi melodiile astea dacă simți tu că da. sunt bune, da? O să încep cu doina. Azi nici vântul nu mai bate, ca la 907. Câinii pânsărate și alergau oameni pânsate,
să-și facă singur dreptate, că nu mai aveau bucate. Femeile plângeau toate, iar copiii până obor desculți și cu capul gol. Copiii cereau mâncare, mamele plângeau mai tare. În hambare bătea vântul și afară ardea pământul și afară ardea pământul. Vecinică, dacă ai, dă-mi o mână, dă-mă la ei, să fac la copii păsat, că de plâns s-au săturat. Ți-aș da, vecinica mea, dar și-ai mei sunt tot așa of. În hambare am căutat, peste doi ghiburi am dat, perșniță mi-am dat, în piua mi-am pisat. Și acum să le fac păsat, să le mânjesc buzăle, să le șterg lacrimile, că toată vara au muncit la ciocoiul răit. Ne-a pus să tragem în jug cu biciul neabiciuit și nimic nu ne-a plătit. Ne mor copiii de foame, of, ce ne-o mai face, Doamne? Of, ce ne-o mai face, Doamne? Într-o zi n-au mai răbdat, țăranii s-au răsculat, femei, bărbați și copii. Au fost sute, zeci și mii, cu furci, sape și topoare și cu coase la spinare. Pe boieri, pe boieri să-mi omoare, că-i lăsau răbdând de foame. Pe boieri au spânzurat, pe conași i-au înțăpat. Fugă la pătul le-au dat, s-au luat de hei, s-au săturat. Azi au toți căsuța plină de belșug și de lumină. Niciun copil nu mai plânge, mâncarea la toți le ajunge. Mâncarea la toți le ajunge. Minunată voce. Daria, de la cine moștenești această voce? De la tatăl meu, care este preot. Tatăl tău este preot și interpretează la fel de frumos ca și tine. Da. Dar mami nu cântă? Nu. Mama nu cântă deloc? Prin casă. Prin casă. Să spunem că Daria Moanța are și o surioară care are câți ani? Are 9 ani. Și cântă de asemenea? Muzică populară, dar și ușoară. Dar și ușoară. Și ea merge mai degrabă către muzica ușoară? Da. Și în casă cum vă împărțiți așa? Dacă ea cântă ușoară, tu populară, cum? Spune, acum interpretez eu, acum spui tu, sau cântați fiecare în camera ei? Fiecare în altă cameră. Fiecare în altă cameră. Cântă frumos sora ta? Da, cântă foarte frumos. Înseamnă că și ea seamănă tot cu tati la voce, da? Da. Pentru că tot vorbim de tatăl tău,
să spunem că ești însoțită de dânsul la București, dacă se apropie de microfon, lăsăm să ne și salute. La microfonul Smart FM se află tatăl Dariei, preotul Florin Moanță. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Smart FM. Bună ziua și bine v-am revăzut astăzi într-o, să zicem așa, sfârșit de primăvară și început de vară. Sfârșit de primăvară capricioasă și început de vară minunată, da, sperăm minunată, noi. Da. Cum vă simțiți ca tătic de două fete atât de hăruite? Mă simt deosebit, mă simt împlinit, nu numai că bunul Dumnezeu mi-a dat aceste minunate fetițe, dar am o familie deosebită, părinții noștri ne susțin și am întâlnit oameni deosebiți în viața de zi cu zi, care ne dau o rază de speranță prin talentul fetiței noastre și nu numai atât, ne dau ca peste câtva timp Daria să va confirme. Reprezenta și va confirma județul Romanaț cu o voce de aur. Dumnezeu să vă audă și să se împlinească visul dumneavoastră și bineînțeles al Dariei. Eu deja am fost impresionată de la prima întâlnire. De aceea am făcut o nouă invitație la Povești de Succes din România. Mai spun încă o dată că Daria are numai 12 ani. Pentru mine este o poveste de succes. Nu numai prin faptul că face aceste sacrificii, probabil că și părinții au făcut sacrificii de toate felurile și financiare. Și e foarte greu să susții un copil în această carieră. Daria, te deplasezi destul de mult ca să mergi la concursuri, nu-i așa? Da, mă deplasez destul de mult. Și obositor? Și obositor la un moment dat? Drumul cu mașina este destul de obositor, dar după aia regăsesc puterea să o iau de la capăt. E obositor drumul până acolo, uneori ajungi foarte aproape de ora spectacolului, nu? Da. Și găsești forță și energie să interpretezi așa cum simți tu, cum ai vrea tu? Da, pentru că altfel nu prea ai cum. Nu prea ai cum. Dragii mei, nu să vă impresionez, trebuie să știți că vine direct de la Caracal, a făcut un drum de mai bine de 3 ore. Nu e atât de ușor să mergi pe drumul ăsta. Încă o dată spun că în spatele unei povești de succes există totdeauna un sacrificiu și cu siguranță și Daria l-a făcut. Să spunem acum partea frumoasă a lucrurilor. Daria iubește foarte mult muzica populară, o face cu pasiune și asta face să mai uite un pic din oboseală, da? Da. Și ca o adevărată vedetă să știți că a venit cu ținuta pentru acest moment și a împletit frumos codițele. Și să știți că nu ai doar o ie, așa cum am eu, să spunem. Ce poți pe tine, Daria? Am ia. Da. O să te și ridici un pic în picioare, să te vadă puțin la... Așa, la poziția e foarte bine. Am ia, opincile, poalele, ciorapii de lună și poalele. Și poalele. Foarte frumoasă ținută. Toată ținuta, acum poți să iei loc, toată ținuta este din Oltenia. Da, este din Oltenia, inclusiv poalele, da, care sunt tot de la Dăbuleni. Asta înseamnă că părinții se ocupă foarte tare și de acest aspect, adică până la urmă este imaginea ta și încerci să vii cu ținuta din județul Olt, da? Da. Investesc probabil destul de mult, că bănuim și toată lumea știe că tot ce înseamnă autentic se găsește din ce în ce mai rar, se procură mai greu. Și drept pentru care au și costuri ridicate, mă gândesc. Și acum o uit către mămică care se află în studioul nostru. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumim frumos pentru... Bine ați revenit! Mă gândesc că dumneavoastră sunteți responsabilă împreună cu Daria de alegerea acestor, da, ținute. Da, avem verișorii în localitatea Dăbuleni și de acolo am reușit să achiziționăm mai multe ii și șoarțele care sunt autentice, poalele și tot ce ține de costumul popular. Și pentru că vorbeam de ceea ce se află în spatele acestei povești, bineînțeles sunt, așa cum a spus tatăl Dariei, sunt bunicii, sunteți dumneavoastră, înseamnă că Daria este susținută. Da, este susținută și de părinți și de bunici. Când merge la Craiova, merge singură? Nu, de obicei cu mine și mai rar cu tatăl. Adică
Și acesta este un sacrificiu în spatele acestei povești, înseamnă un efort al părinților de a însoți copilul când este foarte mic către drumul ăsta. Da. Și dragii noștri ascultători și privitori, fiți convinși, asta o știe fiecare, nu avem biletul câștigător în buzunar atunci când pornim pe un drum. Poate prin efortul pe care îl facem zi de zi, neabătându-ne de la drumul nostru, plătim așa un abonament, dar la capătul drumului nu înseamnă că vom izbândi și vom avea succesul, trăind doar cu această speranță. Daria, în inimioara ta, în sufletul tău, simți că vei ajunge o stea? Da. Simți asta? Da. Steluța noastră dragă, mai cântă-ne o melodie. Hai la sârba oltenească, s-o jucăm că e de-a noastră, s-o jucăm în sărbătoare și la veselie mare. Hai la sârba oltenească, s-o jucăm că e de-a noastră, s-o jucăm în sărbătoare și la veselie mare. Când intră oltenii în joc, pământul pe loc ia foc. Când joacă oltenii mei, iese foc și sar scântei. Iau-s una, iau-s două, s-o jucăm că e de-a ca nouă. Iau-s două, iau-s trei, hai jucați oltenii mei. Cine joacă sârba în drum, ăla nu e om nebun. Ăla e om de veselie, așa cum îmi place mie. Cine joacă sârba în drum, ăla nu e om nebun. Ăla e om de veselie, așa cum îmi place mie. Ăla e om cu dor greu, tot așa cum sunt și eu. Tot așa cum sunt și eu, și cum e și neica-l meu. Iau-s una, iau-s două, s-o jucăm că e ca nouă. Iau-s două, iau-s trei, hai jucați oltenii mei. Nica-l meu, oltean de viță, joacă sârba-n poieniță. Mă duc și eu ca să joc, lângă el să îmi fac loc. Nica-l meu, oltean de viță, joacă sârba-n poieniță. Mă duc și eu ca să joc, lângă el să îmi fac loc. Cine joacă lângă mine, toată vara-i merge bine. Cine joacă lângă altul, tot anul doare capul. De vreți să vă meargă bine, veniți și jucați cu mine. Sârba noastră oltenească, ruptă din inima noastră. Iau-s una, iau-s două, s-o jucăm că e ca nouă. Iau-s două, iau-s trei, hai jucați oltenii mei. Iau-s trei și iau-s patru, uite cum joacă tot satul. Sârba noastră oltenească, ruptă din inima noastră. Dragii noștri ascultători și privitori, v-am pus astăzi să ascultați vocea Dariei Moanță. Vedeți că și auziți că nu avem orchestrație, este un lucru remarcabil. Până la urmă este live, adică este viața în direct, așa cum curge ea. Dragă Daria, am spus că ești elevă și se înțelege că urmezi cursurile unei școli. Cum te împaci și cum împarți orele între muzică și școală? Nu ți-e greu? Nu prea, să fiu sinceră, pentru că m-am obișnuit. Vin de la școală, fac temele, iar restul orelor care îmi rămân, cânt și totodată învăț. Cânt și înveți, studiezi. Da. Adică mai puține ore de joacă, mai multe ore de studiu. Da. Și nu resimți asta ca pe un lucru greu? Nu simți că faci un sacrificiu? Mie îmi place și îmi face mare plăcere. Nu-l simt ca ceva foarte greu. În fiecare zi repeți? Da. Pentru că altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Încă o dată spunem ce înseamnă o poveste de succes, înseamnă muncă, înseamnă până la urmă renunțare la micile plăceri, pentru că la 12 ani ești tentat mai degrabă să te joci cu păpușile decât să repeți sau să faci, să parcurgi un drum de poate 60 de kilometri, dus 60 de kilometri întors ca să mergi la profesor. Altă variantă mai aproape de Caracal nu a fost decât Craiova, da? Da. Pentru tine. Pe viitor, pentru liceu, te gândești unde să mergi? Eu la liceu m-am gândit la Mihai Viteazu din Caracal. Este unul dintre cele mai bune liceuri din zonă. Iar pentru mai departe, nu știu.
A, mă gândeam că poate vrei să mergi deja la un liceu de muzică. Nu te-ai gândit așa? Nu. Consider că te poți pregăti la fel de bine și dacă mergi la un liceu obișnuit? Da. Te-ai sfătuit cu doamna profesoară și spune că este bine și așa? Da, este foarte bine și așa, pentru că mă descurc foarte bine la școală și nu știu, mi-a părea rău. Pentru că n-am spus și asta, dar am vrea să par așa laudă, dar ea învață excepțional de bine, câștigă premii și la materiile de la școală. Poți să ne amintești așa ceva performanță la școală? Am fost la Olimpiada de Matematică, la etapa județeană, unde am obținut un număr onorabil de puncte. Foarte bine. Îți place matematica? Foarte mult. Și ce îți mai place la școală? Limba și literatura română. Unde te descurci bine, da? Da, îmi place foarte mult să creez texte. Dar era și normal cumva, da, texte și povești, asta te ajută pe tine. Da. Și atunci când studiezi melodiile din zona noastră și te duci undeva cumva în trecut ca să poți să înțelegi și să interpretezi corect melodia, da? Da, pentru că dacă eu aș cânta melodii scoase recent, nu ar fi foarte ok, pentru că una e să zici o poveste de acum 100 de ani, una e să zici una de acum. Și tu interpretezi melodii și vezi și de 100 de ani, da? Da. Cine ți alege repertoriu? Cine te îndeamnă către acel repertoriu? Simți tu, vii și alegi numai tu melodiile sau vii și tu cu câte o melodie? Cum procedezi? Vin mai mult eu cu melodiile, pentru că dacă îmi place o melodie, trebuie neapărat să o învăț. Deci tu le cauți, le asculți și le simți. Și simți că s-ar putea plia vocii tale, da? Da. Spune-mi povestea unei melodii. Mie mi-a plăcut și îmi place în mod deosebit cum cânti tu. Știu că și tu ai preferințe, că este normal așa. Mie îmi place foarte, foarte mult cântecul Dadă Ioană. Cum ai ajuns să interpretezi această melodie? Această melodie o cânteam când eram mai mică, alături de un mic cor acolo din Caracal. Și când am decis să cânt singură, să cânt solo, am apelat la această melodie. O ascultați la cine? Sau cum ați ajuns să o cântați voi la cor? Cine v-a îndrumat să o cântați? Un domn profesor de acolo. Un domn profesor v-a, da, v-a ales-o și tu ai simțit că ți se potrivește? Da. Bine, poate că nu e cea mai reprezentativă dintre melodiile pe care tu le interpretezi. Te-aș lăsa pe tine să ne spui o melodie, două, pe care tu le simți foarte aproape de suflet. Îmi place foarte, foarte mult melodia Asta e hora neamului, cu care am câștigat trofeul, cu care am câștigat un premiu la De dor de cânt românesc. Da. Și îmi plac foarte, foarte multe melodii. Nu pot. Te-am încurcat acum, pentru că normal ți-ți plac mai toate melodiile pe care tu le interpretezi. Daria, spuneam că ești elevă, că împarți timpul între școală și muzică. Da, mă gândesc că până la urmă te mai și joci așa din când în când, da? Da, din când în când. Așa cu păpușile nu prea sunt, mai mult cu tehnologia. Pe telefon, pe calculator. Adică conform, nu știu, vârstei tale și, bineînțeles, a mediului, pentru că deja ne-a acaparat un pic tehnologia, nu? Da. Bănuiesc că și surioara ta a lăsat păpușile pentru telefon. Ea se mai joacă ceva. Încă? Se mai joacă încă cu păpușile, cu plușurile, dar îi place foarte mult și telefonul. Și ai timp, mai ai și prietene, prieteni? Verișoare. Copii cu care vecini, te întâlnești? Foarte, foarte rar. Mai mult vara, verișoarele cu câțiva colegi. Asta de ce? Pentru că ți ocupă foarte mult timp școala și studiul, nu? Da. Ar fi un adevăr că atunci când ai o preocupare așa cum ai tu, timpul rămâne foarte, foarte puțin, nu? Da, rămâne foarte, foarte puțin și trebuie totuși să și studiez, pentru că doar cu muzică nu prea se poate. Nu prea se poate, trebuie neapărat și studiul, nu-i așa? Da. Vorbisem despre faptul că te deplasezi, bineînțeles mergi la festivaluri și concursuri.
Tu, sincer, de ce faci asta? Bine, toată lumea gândește, trebuie să meargă și să vadă nivelul de pregătire, vrea să vadă pe ce loc se clasează. Tu, ce ai spune de fapt? De ce mergi la aceste festivaluri? Un răspuns simplu și sincer. Îmi place să merg la festivaluri pentru că vreau să văd locul, să văd pregătirea din acea zonă și să văd cum reacționează oamenii din acea zonă la VCM. Și la zona pe care o reprezinți. Da. Ai fost la astfel de concursuri unde au fost copii interpreți din mai multe zone din țară? Da, am fost la multe, foarte multe. Spune-ne despre câteva. Unde? În ce orașe? La Tulcea, da? La Natalia Șerbănescu. Am fost la două festivaluri unde am obținut trofeul la mare, în Mangalia. Da. În o groază de localități. La Târgoviște ai fost? Da, am fost și acolo. Uite, te ajut eu, vezi? Să știi că și noi pentru emisiune suntem foarte serioși și studiem atunci când vine un invitat, trebuie să facem o documentare, să știm totul despre el, dar îmi place să te las pe tine astăzi și te-am pus să cânți foarte mult pentru că mi se pare asta esențial. Legat de aceste deplasări și de concursuri, cum simți tu că sunt ceilalți copii din alte zone? Reprezintă bine zona lor? Simți că sunt bine pregătiți? Unii sunt foarte bine pregătiți, iar alții, sincer să fiu, sunt la început și nu prea... Dar au curaj și au se prezintă. Curaj. Te vezi pe tine cu câțiva ani în urmă? Crezi că și tu te-ai prezentat la început așa de cu entuziasm și nu erai destul de bine pregătită? Da, la primul concurs, chiar dacă am obținut premiul întâi, venisem foarte plină de veselie și nu prea îmi dădeam eu seama dacă am cântat bine, dacă nu am cântat bine. Câți ani aveai la primul concurs? 7-8 ani, de acolo. De acolo? Da. Și erai dezinvoltă, fără nicio emoție și, bineînțeles, cu inocența vârstei. Exact. Acum, la 12 ani, au trecut foarte mulți ani, tu te simți un om așa mai matur? Sincer să fiu, nu, pentru că totuși îmi place vârsta copilăriei și nu prea aș vrea să renunț la ea. Și reușești să te bucuri de acești ani și te simți tot copil. Da. Și de ce te întreb, Daria? Pentru că alegând melodiile acestea vechi de care spui tu și atât de serioase, nu o spun în sensul negativ, spun că este foarte greu să le interpretezi și ele sunt cumva foarte adânci, foarte profunde și surprind viața omului adult. Ți-e greu să te transpui din copilul de 12 ani în interpretul acela care spune atât de adânc, ai cântat mai devreme o doină și vorbea acolo de o nedreptate socială și de mame care nu aveau putința să pună pe masă o fărâmă de mâncare pentru copii. Ți-e greu să treci din rolul de copil în rolul acela pentru că probabil trebuie să trăiești. Cum simți tu? Trebuie să trăiesc și prin multă muncă te transpui în pielea acelui personaj. Pentru că cu multă muncă te obișnuiești. Te obișnuiești. Înțelegi rostul acelei interpretări, adică e foarte greu la 12 ani să poți să dai inflexiunea vocii și să vii cu acel plus față de nivelul vârstei. Mai ales pe scenă, tu ai chipul de copil, vocea încă de copil și cânti o melodie și cu o conotație atât de importantă și de gravă. Probabil că asta îți spune doamna de muzică ce trebuie să faci în plus ca să acoperi această zonă, da? Da. Ce te învață? Spune-ne și nouă câteva secrete. Trebuie să, înainte să cânti, să faci multe vocalize pentru ca vocea să ți se încălzească, da? Să nu rămâi fără aer, da? Prin exerciții de dicție și să știi atunci când într-o melodie să cânti drept sau cu multe floricele, să le zic așa. Cu multe floricele. Și doina se interpretează greu? Tu cum simți asta? Cum simți? Pentru mine, unele doine se interpretează destul de ușor pentru că le știu de ceva timp, iar cele noi trebuie să exersez la ele și să le ascult de multe, foarte multe ori înainte să încerc să o cânti. Ca să poți să pătrunzi fiecare notă, fiecare... Da? Da, și trebuie să-i dai o notă personală pentru a nu copia cântărețul sau cântăreața ce cântă doina. Ce a interpretat-o înaintea ta. Da. Ai interpreți favoriți?
Am interpreți favoriți pe Gheorghița Nicolae, pe Zorina Bălan, pe... interpreți din zona Romanațiului. Da, din zona Romanațiului. Pe Olguța Bebec și mulți alții. Adică simți că ești mai aproape de interpreții din Oltenia, da? Da. Tatăl ne șoptește ceva, poate ne și spune la ce se gândește? Da, pasiunea fetiței noastre se vede pe echipul ei și nu numai asta, cântecele pe care le-a ales din zona Romanațului, interprete de muzică populară, Gheorghița Nicolae, Zorina Bălan, Olguța Berbec, care este așa, acum în goană, după piesele dânsei, care au priză la public, la publicul minunat, și nu numai asta, piesele cele autentice, care prezintă identitatea și portul tradițional oltenesc. Identitatea națională. Eu așa cred că pasiunea ei este ceva divin, ceva care se naște și se înmulțește, înfrățește de la an la an. Emoțiile sunt ca la fiecare interpret sau la fiecare personaj dintre noi. Nu le putem stăpâni, nici ca actori, nici ca regizori, nici ca interpreți, da. Sunt inevitabile. Bănuiesc că și părinții au emoții. Cu siguranță vă dați seama că aspectul acesta, dacă îl discutăm larg așa și putem să spunem adevărul, este că da, toți avem emoții. Chiar nu este nicio regie, nici nu m-am gândit. Dumneavoastră sunteți cel care ați adus-o pe Daria la București, ați parcurs drumul acela lung. În acest moment, dacă v-aș ruga să interpretați o melodie, oricare pe care o doriți, ați face asta? Un fragment? Nu, de ce? Fiindcă... De ce? Vedeți, vă copleșesc emoțiile. Da, și emoțiile și melodiile mele așa de suflet, așa sunt patriotice. Nu mi-au plăcut întotdeauna cântecele patriotice. Păi și e un moment deosebit. Și... Puteți să ne fredonați un pic. Vrem să convingem oamenii că vocea vine de la dumneavoastră. Haideți, da. Vă ascultăm. 2 minute. Da, vă dau așa câteva... Vă rog, apropiați de microfon cu voce tare, îl ascultăm pe tatăl Dariei Moanță, vedeta este Daria, dar vrem să vedem dacă moștenește într-adevăr talentul de la Florin Moanță. Vă ascultăm! De la Dunăre la Sena, din Carpați la Pirinei, ginta nobilă latină adună poeții săi. Ginta nobilă latină adună poeții săi. Și cu asta am încheiat. Mulțumim frumos! Nu ni se spune de la butoane dacă urmează pauză, continuăm. Reamintim privitorilor noștri și ascultătorilor de pe 107,3. Suntem la Povești de Succes din România. Invitata deosebită de astăzi este Daria Moanță, are 12 ani, este elevă la Școala Nicolae Titulescu din Caracal și, bineînțeles, motivul pentru care este la Povești de Succes este vocea ei. Continuăm cu șirul de întrebări, Daria, să știi că avem întrebări suficiente. Și am vrea să te întrebăm acum, legat încă o dată de acest drum pe muzica populară. Am spus că ne-am mirat un pic că un copil de 12 ani merge către muzica populară, pentru că există această tendință să mergem către muzică ușoară. Ai cochetat cu muzica ușoară și ai rămas totuși pe zona asta de muzică populară. În prezent studiezi cu doamna de la Craiova și ai probabil deja un repertoriu. Ne poți dezvălui acum la Povești de Succes dacă pregătești și altfel de melodii, ai ceva în lucru? Deocamdată nu am nicio melodie a mea în lucru, dar o să am în viitor. În viitorul apropiat, bineînțeles. Adică vorbești de muzică, de versuri scrise de tine, la asta da. Te gândești, da? Dar așa, melodii care nu sunt ale mele sunt deja în lucru. Am înțeles. Și ce ai în lucru, melodii care nu sunt ale tale? Ce anume? Poți să ne dezvălui? O să am niște cântece de cătănie. Da?
acele cântece care le cântau ostașii când plecau la război. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Și sunt, le pregătești și vrei să le interpretezi unde? La un festival, la un concurs? Da. Atunci ne poți dezvălui ce concurs ar urma pentru tine? În viitorul apropiat o să am unul în zona Mangalia, la mare. La Mangalia, când se va desfășura? Sincer să fiu, în vară. În vară. Asta ce înseamnă? Iulie-august? Da. În iulie-august te vei găsi la acel concurs și atunci pregătești câte melodii? Bineînțeles, un cântec ritmat și o doină. Da. Când mergi la concursuri, pregătești câte melodii obligatoriu? Trebuie, de exemplu, dacă ești mai mic, la unele concursuri nu te obligă să cânti și doină, da. Dar la copii mai mari, de exemplu, de la 8-9 ani sus, trebuie să cânti neapărat și o doină, două cântece. Două cântece, un cântec, o doină și un cântec. Și o doină și un cântec. Muzica este cel mai frumos mod de a ne exprima. Povestea Dariei este povestea unei tinere pe care destinul a purtat-o pe drumul cântecului. Ce poate fi mai frumos? Așadar, să fie muzică! Suntem live în continuare pe pagina mea de Facebook. Tot ce spuneți va fi în favoarea noastră. Suntem la prima pauză. Nu putem să spunem de premiile de la Cumpăna, dar o să le, da, o să le amintim. Da, 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 ținut recent. Vedeți, dragii noștri, părinții care sunt aici, dați-vă cu scaunele măcar mai așa să vă vadă lumea. Veniți mai spre telefon, astea sunt, nu ne vedem, să știți, de acolo. Să precizăm și faptul că costum, o parte dintr-un costum sau un costum, da? A fost... a fost dat cu mare cinste de o, să zicem așa, o persoană care a luat locul întâi la Ploaia de Stele. Este din Rotunda, acum să zic că 20 și ceva de ani. Filuța, o fostă concurentă și a luat locul întâi. Care a înțeles parcursul Dariei, a fost premiată în acel costum. A fost premiat în acel costum din Comuna Rotunda, dar l-a luat cu la Ploaia de Stele. Persoana respectivă, da, și cum o cheamă? Trăiește în București. Și cum o cheamă? Vă destăinui Filuța o cheamă și vă voi Filuța da... Filuța și mai cum? Are un scap acum, am un lapsus, așa, dar o să caut în telefon. O să căutăm, da? Da, și chiar ar fi bine să fie și prezentă și din sala viitoarea emisiuni. Are și premiile care s-au acordat de acel materiale respectiv. Adică a fost sensibilizată de faptul că Daria la 12 ani... Da, prins Daria așa ceva și când a auzit, când a văzut și macheta sau ce i s-a dat acolo ca premiu. Distinția aceea, da? Da, distinție, da. Da, dar nu vă faceți griji, părinții vor să mai cânte și noi vrem să mai cânte când vom intra în direct pe 107,3. Da, am înțeles. Mi se spune de la butoane că mai avem minute bune după pauză și atunci, Daria, să te gândești deja să fim în asentimentul publicului și al părinților, să mai interpretăm ceva. Da. Când o să ni se facă semn că intrăm. Acum suntem live pe pagina de Facebook. Să știți că și Daria are o pagină de Facebook. Nu știu cât timp are să intri pe pagină. Ai timp să stai pe Facebook? Mama se ocupă de promovare, da? Eu caut concursurile, ea nici nu prea știe când sunt concursurile, ce doar îi spun câteva, eu cu profesoara. Am spus despre Florin Moanță că este preot, mama este profesor? Învățător. Da. Învățătoare la ce școală? La școala numărul 1 din Caracal. Deci este învățătoare la școala numărul 1 din Caracal. Tatăl este preot la parohia? La parohia Redea. Județul Olt. Județul Rămânați. Da. Da. Avem un fir comun, suntem toți din județul Olt. De fapt, vă dezvăluim că și omul de la butoane este din Caracal. Suntem o masă de caracale astăzi.
Daria n-are deloc emoții, nu-i așa? Deloc. Deloc. Uite, oamenii vor să te asculte probabil pe tine și o să încercăm să mai aflăm câte ceva de la tine. Povestește-ne acum cum decurge o zi din viața ta. Dacă este în timpul săptămânii, de luni până vineri, mă trezesc la ora 7 dimineața, mă pregătesc pentru școală, mai repet lecțiile. După ce vin de la școală la ora 2, îmi fac tine, după aia încep și după aia mai învăț la diferite materii care trebuie să știu lecția următoarea zi. Nu te gândești să lași ritmul deloc, adică să fii foarte bine pregătită și la școală, da? De aia spune-ne așa un mic secret și acum nu trebuie să fim foarte, foarte modești. Colegii, colegele te simt așa pe tine ca pe o persoană mai deosebită decât pe ceilalți, adică ești așa o mică vedetă acolo în clasă? Nu prea. Nu prea? Nu te tratează diferit. Da. Ei știu că tu participi la concursuri și te văd, se bucură pentru tine? Eu zic că da. Unii dintre ei chiar mă susțin. Sunt mândri de tine, da? Da. Sunt fericit pentru reușitele mele. Ai diriginte sau diriginte la clasă? Diriginte. Domnul diriginte, da? Nu știu ce specialitate, ce predă domnul diriginte? Aici nu știu dacă am nimerit, îl salutăm, sănătatea este importantă, se bucură dânsul de performanțele tale? Da. Se bucură și te susține? Da. La toți profesorii și la toate persoane care apar în clasă, le spune: ea e Daria, fetița aia care cântă frumos, o prezintă la toată lumea. Așa ca o mândrie, da? Atunci când apare cineva, toată lumea te prezintă, da? Foarte frumos. Deci deocamdată nu ai așa sentimentul ăsta că ai fi deja o vedetă. Nu ai sentimentul ăsta, Daria, nu? Da. Tu te vezi în continuare fetița de la școală, un copil normal care încearcă să împace cele două laturi, școala și muzica. Da. Pe viitor te gândești că va trebui să faci mai mult efort, adică cum vezi timpul ăsta împărțit? Nu știu cum o să arată viitorul, dar știu cum trăiești în prezent. Da. Dar nu și nouă. În câteva minute o să intrăm în direct pe 107,3 și mai avem 7 minute. Pentru mai multe șanse la viață, ce nu să se începem să facă? Am revenit pe 107,3 la povești de succes din România. Invitata de astăzi este o fetiță specială, dar pe numele ei Daria Moanță. Știu că mai ai și alt prenume. Andreea, nu mai știam exact. Daria Andreea Moanță are 12 ani și, așa cum vă spuneam, cântă muzică populară. Pentru că mai avem destul de puține minute pentru emisiunea de astăzi, Daria, ce ne cânti? Asta e Hora Neamului. Dragii noștri, ascultați Asta-i Hora Neamului în interpretarea Dariei Moanță. Asta-i Hora Neamului, e ora românului, ora care ne unește să petrecem românește. Asta-i Hora Neamului, e ora românului, ora care ne adună să fim mereu împreună. Cine știe ca să joace, cântecul și viața îi place. Eu vă cânt cu drag și joc, măi, cu tot neamul la un loc, măi. Neamul meu e românaț, acolo am părinți și frați. Neamul meu e în toată țara, din Bacău în Timișoara. Neamul meu e românaț, acolo am părinți și frați, neamul meu e în toată țara, din Bacău în Timișoara. Constanța și satul mare, că neamul meu e neam mare. Și dacă mă uit mai bine, am tot neamul aici cu mine.
Cine să trăiască toată vița românească? Noi suntem făcuți din piatră, nu ne-om pierde niciodată. Cine să trăiască toată vița românească? Noi suntem făcuți din piatră, nu ne-om pierde niciodată. Mulți au vrut ca să ne piardă și noc să nu ne mai vadă, dar Dumnezeu ca un sfânt, măi, lor nu le-a făcut păgând, măi. Dar nu mor caii când vor câinii, nici câinii când vor stăpânii. Să trăiască vița noastră, peste veac să dăinuiască. Cu așa voce, sigur, drumul va fi presărat de succes. Totuși, îndrăznesc să o întreb pe Daria, ce se vede făcând totuși peste 10 ani? Îți imaginezi viața ta fără muzică? Nu mi-aș putea imagina așa ceva, ar fi tragic. Să înțelegem că, oricât ar fi de greu, vei continua pe acest drum. Da. Ce sfat ai pentru copiii de vârsta ta care vor să urmeze acest drum? Merită? Da, să nu se lase și dacă văd că sunt apreciați, să continue. Până sâmbăta viitoare, când ne vom întâlni la o nouă poveste de succes, vă spun, urmați-vă visul, credeți, visați, sperați și se poate împlini. Draga noastră Daria Manță, îți mulțumim că ai venit astăzi la Povești de Succes din România. Mulțumesc și mi-a făcut o mare plăcere să... Și te rugăm să ne mai cânti câte melodii mai în cap până la sfârșit. O să ni se facă semn, bănuiesc că intră două melodii. Asta este una, ni se face semn. Acesta este rolul acestei emisiuni, să arătăm tuturor ascultătorilor că un om, dacă are un gând, un vis, prin multă muncă și seriozitate, își poate îndeplini acest vis. Un copil de 12 ani poate deveni cândva o vedetă, o stea, spunem noi, și v-am dat șansa să o cunoașteți. Daria Manță. Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, de averci tot strângea, sultanul se îngrija și de soartă-i hotărea că vizirul mi-l păra. Într-o zoi de dimineață, zi scurtării lui din viață, Brâncoveanu se scula, fața netedă spăla, barba albă și pieptăna la icoane se închina, la fereastra apoi căta și amar să înspăimânta. Alelei cocon iubit, lăsați somnul, vă treziți, armele vi le gătiți, că pe noi ne-am conjurat, pașa cel neîmpăcat, ienicen cu tunuri mari ce sparg ziduri cât de tari. Vine vorba, nu sfârcea, turce în casă, că mi-ntrea pe toți patru, mi lega și mi ducea. La stagul, în turnul mare, ce să înalță lângă zare, unde zac fețe domnești și sol mari împărătești. Mult acolo nu-mi zăcea, că sultanul-mi ducea lângă foișorului, pe malul Bosporului.